Din păcate, avem manageri care nu-și cunosc unitățile sanitare. Am avut manageri care nu știau dacă spitalul lor este un spital pentru croni sau pentru acuți. Manager care nu știa câte paturi are unitatea sanitară pe care o conducea. Deci sunt tot felul de lucruri pe care le-am întâlnit în aceste verificări și care, da, unele țin de management. Bună ziua, suntem la interviurile Hot News. Invitatul nostru de astăzi este domnul Constantin Dina, șeful Corpului de Control din Ministerul Sănătății în ultimii 7 ani, omul care practic face controlele din spitale atunci când este o problemă. Bună ziua, domnule Dina, și Bună bun ziua, venit! bine v-am găsit. Aș vrea să vă întreb cum. Cred că e foarte greu de cuprins într-un răspuns la o întrebare, dar aș vrea să vă întreb ce ați găsit în acești 7 ani în spitale, în cursul acestor controle pe care le-ați făcut, care sunt cele mai mari probleme pe care le-ați identificat? Problemele sunt multe, să știți. În principiu, toate țin de managementul unității sanitare. Țin de legislație, țin de organizarea fiecărei unități sanitare în parte și, bineînțeles, că țin și de Ministerul Sănătății. Că, până la urmă, Ministerul Sănătății e forul tutelar pentru toate unitățile sanitare din România, chiar dacă unele sunt în sub ordinea autorităților publice locale. Deci sunt multe. Problemele cred că sunt inclusiv de, să zicem așa, țin de cum înțelege fiecare conducerea unității să aplice legislația și cum o aplică. Și de aici apar tot felul de disfuncționalități în cadrul unității respective. Care sunt mai. Pentru că, spre exemplu, în ultima perioadă am avut aceste incendii în spitalele COVID, despre care s-a vorbit foarte mult la timpul lor. Înaintea perioadei acesteia de pandemie și înaintea incendiilor din spitalele COVID a fost o perioadă în care s-a vorbit foarte mult despre infecțiile nosocomiale din spitale. Putem identifica dumneavoastră care ați fost omul care ați condus aceste controle în spitale în ultimii ani. Ați identificat niște cauze ale. Aici este vorba, să știți, în principiu de partea de investiții. Clădirile sunt vechi, mai toate clădirile unităților sanitare sunt vechi și acestea au suferit tot felul de modificări, dar pe structura existentă. Și atunci, probabil că una dintre cauze ar putea să fie și asta. În rest, verificările care le face corpul de control sunt în legătură cu partea de respectarea legislației în domeniu și mai puțin pe partea de pregătire pentru incendii, pentru astfel de lucruri. Deci noi am verificat și noi verificăm în continuare tot ce înseamnă respectarea legislației în vigoare în domeniul medical. Partea de autorizații la incendiu și organizare pentru răspuns la incendiu este verificată de o altă instituție. Iar partea de infecții nosocomiale, corpul de control le verifică împreună cu alte entități din cadrul Ministerului Sănătății sau din unități subordonate Ministerului Sănătății. Deci, n-aș putea să vă spun eu foarte multe de incendii sau de cum au fost clădirile organizate. Asta pot să vă spun că mai toate clădirile unde se desfășoară activitatea unităților sanitare sunt vechi. Sunt clădiri construite prin 1950-1970. Sunt clădiri vechi. Și probabil că nu se adaptează cerințelor actuale. Dar mai mult de atât n-aș putea să vă spun că nu sunt la corpul de control, nu există experți care să verifice sau experți de structură care să verifice ceva la o clădire. Cum sunt organizate circuitele electrice sau ceva de genul ăsta. Am înțeles. Credeți că în multe dintre aceste spitale se mai poate adăuga pe structura actuală, se mai poate încărca, se mai pot face modificări sau avem nevoie pur și simplu de clădiri de la zero, cu toate că e foarte greu să
facem atât de multe într-un timp scurt. Este nevoie, să știți, de clădiri. Este nevoie de clădiri noi pentru unitățile sanitare. Clădirile actuale nu se pot adapta la normele pe care le avem. Deci, foarte greu, o unitate sanitară reușește să se adapteze la normele care există și care sunt în vigoare. Și de aceea, cred că este nevoie de clădiri noi. Cel puțin ar putea să, de exemplu, ar putea să reorganizeze activitatea într-o clădire, să scoată anumite secții și să le mute în altă clădire care se construiește poate lângă, astfel încât să poată să îndeplinească condițiile de funcționare. Altfel, până să ajungă să îndeplinească normele de funcționare existente în legislația actuală, este cale lungă. De aceea, marea majoritate a unităților sanitare au autorizație sanitară de funcționare, dar cu plan de conformare. Tocmai că tot trebuie să mai facă câte ceva, astfel încât să ajungă la nivelul dorit de legislație și astfel încât să asigure un act medical de calitate. De obicei, din experiența dumneavoastră, în momentul în care se ajunge la acel termen până la care ar trebui să se realizeze planul de conformare, de obicei se întâmplă? Adică există posibilitatea să atingă acel obiectiv în termen sau e aproape imposibil? Planul de conformare nu este întotdeauna, sau nu, să zicem așa, nu toate punctele din planul de conformare sunt atinse de o unitate sanitară la sfârșitul unui an. Și atunci se reportează pentru anul care urmează și iarăși sunt puse într-un nou plan de conformare. Și iarăși se evaluează peste un an ce a făcut unitatea sanitară care să îndeplinească planul de conformare. Și bineînțeles că iarăși sunt puncte care nu le-a îndeplinit, iar pentru acestea îi se mai dă încă un an și tot așa. Iar asta durează de foarte mult timp, fiindcă unele chiar în principiu nu pot fi rezolvate sau uneori nu a existat finanțare pentru ca acestea să fie rezolvate. Deci, probabil că unitățile sanitare regionale care urmează să fie construite vor rezolva o parte din problemele existente în planurile de conformare a mai multor unități sanitare. Dar numai din locațiile în care se vor construi acestea. Restul vor trebui în continuare să facă eforturi să ajungă la nivelul la care este nevoie și nivelul la care ei pot asigura un act medical în siguranță. Din experiența dumneavoastră, spuneați că ați întâlnit și manageri, ați întâlnit și probleme de management. De regulă, problemele din spitale se repetă de la un spital la altul, țin mai degrabă de sistem sau sunt într-o proporție mare și de management de la un spital la altul? Nu, cea mai mare proporție, problemele țin de management, de modul în care se înțelege legislația în domeniu și de modul în care este aplicată. Din păcate, avem manageri care nu-și cunosc unitățile sanitare. Sunt puțini, dar sunt. Ca și titlu, ca și exemplu v-aș da, că am avut manageri care nu știau dacă spitalul lor este un spital pentru cronici sau pentru acuți. Sau manager care nu știa câte paturi are unitatea sanitară pe care o conducea. Deci sunt tot felul de lucruri pe care le-am întâlnit în aceste verificări și care, da, unele țin de management. Altele nu mai țin de management, altele țin de legislație. Sunt limitați, să zicem așa, de tot ceea ce scrie în legislația sanitară. Ea cred că și-a atins limitele și această legislație și dacă ne uităm numai la legea 95, aceasta a avut peste vreo 2000 de amendamente. Și în continuare ea ar trebui modificată și ar trebui restructurată, deci sunt multe lucruri care sunt cuprinse în legislația actuală și care nu pot fi puse ad literam în practică, să spunem așa.
Care a fost ultimul control pe care l-ați făcut înainte de... Știu că v-ați autosuspendat din funcție acum 2 luni pentru un an. Care a fost ultimul control pe care l-ați făcut înainte a plecării din minister? Ultimul control care a fost făcut, cred că a fost Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Ulterior eu am plecat de acolo și nu știu cum s-a finalizat raportul respectiv, dar a începuse și controlul la Matei Balș. Dar cam astea au fost, să zicem așa, ultimele două controle care au început când eram eu acolo. Ce se întâmplă cu aceste rapoarte pe care le scrie corpul de control? Pentru că știm că corpul de control se duce în spital, face acele verificări, se scrie un raport și acolo, practic, treaba corpului de control se încheie. Raportul merge mai departe pe masa conducerii ministerului. Sunt de regulă urmări după aceste rapoarte, pentru că și noi jurnaliștii avem de multe ori dificultăți să ajungem la ele sau la concluziile rapoartelor. De multe ori ele nu sunt publice, nu știm ce s-a găsit acolo în urma controlului, știm doar că este o problemă și a fost trimis un control. Să știți, de regulă, atunci când se merge în control, după ce se ajunge la fața locului, se verifică toate documentele, se scrie un raport, care ulterior este trimis și entității pentru un punct de vedere. Aceasta poate sau nu poate să transmită un punct de vedere și, în final, raportul se încheie, se aprobă de către Ministrul Sănătății, dar în cadrul raportului se lasă mai multe măsuri. Depinde pentru cine? Pentru unitatea verificată sau pentru structurile din cadrul Ministerului Sănătății. Și aceste măsuri ar trebui puse în aplicare atât de managementul unității, cât și de structurile din minister. Cea mai mare parte a măsurilor au fost puse în aplicare. Sunt măsuri care nu s-au pus în aplicare. Unele din motive obiective, că nu aveau cum să le pună sau nu puteau să le realizeze în termenul care a fost dat. Altele nu au fost puse în aplicare, punct. Iar pentru acest lucru sunt tot felul de măsuri administrative care pot fi luate împotriva persoanelor care nu pun în aplicare respectivele măsuri. Deși ele ar trebui puse, fiindcă de aia au și fost aprobate și transmise către entitatea verificată. Da, din nefericire, nu toate măsurile au fost puse în aplicare. Dumneavoastră ați făcut vreodată o estimare, un calcul, în ce măsură, în ce procent aceste măsuri pe care le-ați propus au avut finalitate? Da, cred că în proporție de 80%, să știți că cel puțin 80% măsurile au avut o finalitate. Au avut. Dar, repet, au fost și măsuri care nu au fost puse în aplicare din diverse motive. Iar rapoartele poate să ia și calea parchetului, poliției, curții de conturi, depinde unde au fost trimise. Ați avut vreun moment în activitatea dumneavoastră, ați avut vreodată suspiciuni că se fac presiuni pentru a nu se lua aceste măsuri propuse în rapoarte, pentru a nu se lua măsuri împotriva unor anumite persoane? Nu, să știți că nu. Cel puțin cât am fost eu acolo, nu a existat această problemă. Vorbeați mai devreme despre faptul că legea 95, legea sănătății în România, și-a atins limitele și e nevoie de modificări legislative. Știu că ați făcut pasul spre funcția de consilier la Parlament. Sunteți consilierul fostului ministru, domnule Tătaru, care e și președintele Comisiei de Sănătate din Parlament. De ce acest pas? De ce acum acest pas? Și da, ce ar trebui modificat? Ce ar trebui făcut acolo? Doamnă, să știți că am verificat 7 ani unitățile sanitare. Am constatat că sunt multe lucruri care trebuie completate în legislație, și în legislația primară, dar și în legislația secundară. Și am hotărât să fac acest pas, să merg în Parlament lângă domnul ministru Tătaru,
și să încercăm să facem acest lucru, să modificăm sau să scriem o legislație clară în domeniu. Să vedem cât ne va lua să scriem această legislație, dar cred că trebuie să o adaptăm nevoilor din România. Ea este o legislație destul de stufoasă, amendată de foarte multe ori. Să zicem așa, ulterior din ea izvorăsc foarte multe hotărâri de guvern și ordine de ministru, care uneori se bat cap în cap cu prevederile din legislația primară. Și atunci, cred că trebuie corectat astfel încât să fie clar pentru toată lumea ce trebuie să facă în acest domeniu, fiindcă e clar că și managerii sunt induși în eroare uneori de prevederile care sunt contrare unele cu altele. Și atunci de aia s-a făcut acest pas. Am zis să vedem ce putem să facem și din partea cealaltă, astfel încât să îmbunătățim sistemul acesta. Adică, cred că el trebuie să sufere o reformă profundă, trebuie undeva un moment zero și trebuie această legislație să vină să susțină această reformă. Practic, dumneavoastră acum și echipa de la Parlament rescrieți această lege, o lege a sănătății de la zero? Se modifică, da, foarte multe capitole din legea 95. Puteți da un exemplu, nu știu, ceva, o modificare necesară pe care ați identificat-o și care e urgentă, putem da un exemplu și care e foarte importantă? Nu aș vrea să vă zic acum foarte multe, dar, spre exemplu, o chestiune la care trebuie să ne uităm cu atenție sunt programele naționale de sănătate, pe care cred că trebuie să le redefinim un pic și mai multe lucruri trebuie să făcute și în zona aceea. O altă parte ar fi managementul unităților sanitare și, bineînțeles, că trebuie să discutăm foarte serios despre sănătatea publică, care trebuie rearanjată și ea.